Incorectitudinea lui Gigi în multe privințe l-au adus aici. Deci necredința. El e foarte credincios, dar părerea mea este că l-a pleznit Dumnezeu când a fost fals și de asta i-a dat acum peste... Când a fost peste... fals? Inclusiv când a fost împotriva mea și când a făcut dar... Ca Gigi... Bine, haideți că oricum rămâne celebra aceea. Dar eu Gigi... l-am făcut oligofrenia zdranță, dar nu ne-am jignit, dar, nu? Dar ca Gigi Becali, eu mi-aș dori să mai fie măcar 5-6 patroni în România. De ce să nu vedem și lucrurile bune? Gigi a făcut foarte multe greșeli și face greșeli în continuare. Dar mă, trebuie să-i scoți în evidență și lucrurile bune dacă ești un om de caracter. Iar Gigi a făcut lucruri bune, să știți, în fotbal. Păi, și a făcut puțin. Nu numai în fotbal lucruri bune. Bine, a luat pământuri mai mult gratis, a avut noroc și minte. Le-a vândut 400 de ori mai scumpe. A băgat bani în spitale, a băgat bani în biserici, a băgat... Bine, te duce mintea. Dar se joacă cu fotbalul? Dumnezeu, este jucăria lui. El a înțeles capitalismul mai bine decât noi toți. Nu e corect așa cum sclavul e sclav și el cu noroc trebuie neapărat să facă burta mare. Nu știu dacă metafora mea e bună, dar mă rog. Dar el a făcut și lucruri bune. Mi-aș dori să fie încă 4-5 patroni ca Gigi Becali. Da, dar umilește antrenorii. L-a umilit de curând și pe el, Bogdan Argeșvintilă, l-a trimis la echipa a doua. El l-a umilit pe Băsescu, pe toți ăștia mari conducători, pe Vadim, marele Vadim, pe Unescu, pe ăștia, pe toți. I-a umilit și Gigi Becali, pe toată lumea a umilit. Și el fiind umilit de mulți, inclusiv de jucători. Așa că... E un dezastru. A greșit și din punct de vedere al marketingului. Nu trebuia să-l dea pe Duc Adam afară. Chiar dacă plătea de la el, că are destui bani, din buzunar. Chiar dacă plătea din buzunar. Eu, dacă aș fi în locul lui, aș face de așa natură, l-aș aduce, așa ar fi un plus de imagine pentru el. L-aș aduce înapoi pe Duc Adam. Ce contează la asta? Unde mai vedeți împăcare din aceasta, după câte și-a aruncat? Nu, Duc Adam a fost foarte rezervat. Mie mi-a plăcut, îl felicit pe Duc Adam, să știți. Eu dacă eram, la ce era la gura mea, îți dai seama, dacă îi scoteam și de acum 150 de ani. Dar Duc Adam mi-a plăcut. Să știți că Duc Adam are minte, mi-am dat seama că are minte acum, că nu s-a luat în gură cu ăsta.